Părinții și profesorii au făcut apel către Ministerul Sănătății ca elevii să facă orele de educație fizică fără mască. Școlarii se plâng că nu pot face activități sportive în aceste condiții, însă instituția nu este de aceeași părere, iar cererea a fost respinsă. Măsura impusă de Ministerul Sănătății de a obliga elevii să poarte mască la orele de educație fizică este excesivă, susțin toate cele trei federații sindicale din învățământ și Federația Asociațiilor de Părinți. Aceștia au făcut un apel, însă instituția a respins cererea prin care se dorea ca elevii să nu poarte mască la orele de sport, dar să respecte unele reguli. Este o decizie a dânsului, nu convine, vă dați seama, nici elevilor, nici profesorilor, în primul rând datorită faptului că este incomod la un efort fizic să stai cu masca și să poți să respiri. Mai ales că se pot organiza aceste ore de educație fizică și sport în condiții normale, în sala de sport există spații, nu se suprapun, de obicei pentru distanțarea fizică profesorii și-au luat toate măsurile în așa fel încât să nu fie toate grupele sau toate clasele în același timp în sala de sport. Este decizia dânsului, însă putea să gândească mai mult și să găsească soluția prin care să elimine din acel ordin comun obligativitatea purtării măștii la orele de educație fizică și sport. Poate se va răzgândi, nu știu, e puțin probabil, dar vom mai încerca. Profesorii și părinții susțin că Ministerul Sănătății ar trebui să țină cont de riscurile la care sunt expuși elevii care fac orele de sport cu masca pe față, având în vedere că masca afectează capacitatea de efort. De asemenea, ministrul Educației Sorin Câmpeanu cere Ministerului Sănătății să reanalizeze obligativitatea purtării măștii de protecție la orele de sport și spune că a transmis în acest sens o analiză primită de la Comisia Europeană.